Datorită faptului că și-a pompat toți banii investiții de succes, King a reușit să aibă un stil de viață luxos fără să trebuiască să mai lucreze vreodată. În timp ce sărbătorea acest lucru, s-a trezit transportat într-o altă lume, numită Amuria, locuită de tot felul de creaturi pe jumătate oameni. În timp ce în trecut era un lucru firesc pentru oameni să scotocească în peșteri după comori și să se lupte cu monștri pentru putere și glorie, lucrurile s-au schimbat odată ce vremurile moderne și-au făcut apariția. Acum toată lumea folosește demonitul găsit în peșteri drept sursă de energie, iar marile companii s-au grăbit să extragă acest minereu prețios. Una dintre aceste companii este cea pentru care lucrează King acum. Acestea nu-i pasă de siguranța lucrătorilor săi, forțându-i să lucreze ore în șir doar pentru a crește profitul. Tânărul este frustrat că viața luxoasă pe care o duce s-a încheiat brusc, iar acum este obligat să lucreze zi după zi, fără ca un sfârșit să se întrevadă. Într-o zi, dintr-un noroc chiar, tânărul descoperă ceva interesant. A descoperit o oportunitate și a recrutat un alt lucrător din echipa sa pe nume Wanibi, care era hărțuit des de ceilalți. Wanibi ezita să colaboreze cu Kinji, fiind cunoscut faptul că tânărul are datorii mari. Kinji povestește cum a ajuns îngropat în datorii și nu a renunțat să încerce să-l convingă să facă echipa împreună. Wanibi se lasă influențat până la urmă de vorbele lui Kinji, iar cei doi stabilesc să sape împreună, ceea ce înseamnă că vor pătrunde mai adânc în secțiunile periculoase ale minei pentru a găsi demonit de o calitate mai bună pentru echipa lor. După ce s-au înțeles, tânărul îi dezvăluie Wanibi că a găsit o intrare secretă către nivelurile inferioare ale minei. Au făcut planuri din timp ca să se asigure că vor fi în siguranță, iar Kinji îl conduce pe Wanibi într-un loc bogat în demonit. După ce au adunat o cantitate importantă de minereu, sunt surprinși aproape de ieșire de un dragon uriaș. Realizând că dragonul probabil îi va ucide pe amândoi, Kinji sugerează să-l hrănească pe dragon cu mâncare bună în fiecare zi, dacă, în schimb, acesta îi protejează de alți monștri. După ce dragonul s-a prezentat sub numele de Rim, acesta acceptă propunerea lui Kinji, transformându-se într-o fetiță ca să îi poată urma mai ușor. Apoi profitul echipei lui King a ajuns până la cer. Din nefericire, toți banii câștigați de el sunt cheltuiți pe mâncarea lui Rim, având în vedere că e mereu foame și gata să devoreze orice și pe oricine. În timpul săpăturilor, King descoperă niște obiecte magice lăsate în urmă de aventurierii care și-au găsit sfârșitul în mină. Unul din obiecte era un sceptru care îi permita să controleze mintea altora în timp ce dormeau, făcându-i pe plac în timp ce sunt somnambuli. King opune pe Rim să folosească sceptrul, făcându-i pe oamenii din echipa lui să sape chiar și în timp ce aceștia dormeau, iar dimineața oamenii nu-și aminteau nimic, fiind doar nedumeriți de ce erau atât de obosiți. Wanibi îl avertizează pe Kinji că încalcă mai multe legi făcând asta și că ar trebui să se oprească cât încă mai poate, dar tânărul nu bagă în seamă avertismentul. Într-o noapte, în timp ce Kinji se bucura de rezultatul extrem de profitabil al schemei sale, sceptrul magic își atinge limita și se strică. După aceea, toată lumea din echipa sa își recapătă conștiința, realizând ce se întâmplă și îl bat pe Kinji. Din cauza acțiunilor sale, Kinji și Wanibi sunt transferați într-o altă echipă, desemnată să curețe după echipa care a săpat, să refacă stocul de provizii și să realizeze diferite misiuni în mină. În timp ce se ocupau cu noua activitate, Wanibi este imobilizat de un monstru deghizat în cufăr. Ca să-l salveze, Kinji trântește sacul cu provizii pe care îl căra în gura monstrului. Wanibi este rănit, iar Kinji este considerat vinovat pentru pierderea provizilor. Cu salariul redus și obligat să facă ture duble pentru a suplini lipsa colegului, Kinji se simte deznădăjduit. Acesta a ajuns chiar și să fure mâncare aruncată de un restaurant ca să o poată hrăni pe Rim. În timp ce lucrează, King este hotărât să găsească o cale ca să avanseze în punctul în care se află și să nu fie distrus de către companie. În acel moment, un muncitor din echipa de explorare fuge pe lângă el, urmărit de o armată de monștri furnici. Cei doi aleargă cât de repede pot, ajungând la un depozit de provizii. De acolo, King intră în legătură cu superiorul său de la suprafață, dar acesta refuză să trimită ajutor către ei. Monștrii aproape că pătrundeau în adăpost, iar King a început să scotocească printre proviziile care se aflau acolo și se gândește la o idee genială. Combină o poțiune de transformare cu bucăți din monștri furnici pe care membrul din echipa de explorare a reușit să le taie. Apoi Kinji, muncitorul și administratorul depozitului de muniții, beau poțiunea și se transformă în monștri furnici, iar inamicii îi lasă în pace. Din nefericire, aceștia observă că nu pot părăsi mina, deoarece nivelurile superioare au fost izolate odată ce superiorii au aflat ce se întâmplă. Observând că majoritatea monștrilor erau obosiți sau răniți, Kinji vine cu o soluție la situația dificilă în care se aflau. Mulțumită poțiunii de transformare, acesta poate înțelege și comunica în limba monștrilor. Folosindu-și carisma, Kinji le convinge pe furnici să se unească sub comanda lui, promițându-le un tratament mai bun și ajutor împotriva tiraniei reginei furnică. Planul lui Kinji merge perfect, multe furnici visând la o viață mai bună decât cea pe care sunt forțate să o trăiască. Sunt atât de mulțumite de propunerea lui Kinji încât chiar și după ce se duce efectul poțiunii și redevine om, furnicile încă l-ascultă. Regina este nemulțumită de progresul lent, căutând să profite de faptul că dragonul de la nivelul superior brusc este copleșită de un grup de furnici care
care protestează împotriva ei. Nu înțelege ce se întâmplă și în acest punct Kinji intră în atenția ei, care explică situația spunându-i că va fi înlocuită pe tron de către el, deoarece ea nu are talentul să conducă furnicile. Regina se enervează și își activează modul de luptă, spunând lui Kinji că singurul lucru necesar pentru a domni este puterea. Când regina se pregătea să-l atace pe Kinji, Rim își face apariția. Este înfometată și supărată deoarece Kinji nu a mai hrănit-o de ceva timp, așa că începe să urmărească furnicile care erau în apropiere. Regina recunoaște imediat dragonul chiar dacă este în forma sa umană. Kinji reușește să o convingă pe Rim să nu mănânce furnicile, oferind niște carne pe care a furat-o din depozitul de provizii. Din acest motiv, regina și furnicile îl văd ca pe un erou de-a lor. Câteva zile mai târziu, Wanibi se întoarce la muncă, cerându-și scuze lui Kinji pentru că a trebuit să muncească și pentru el cât timp se vindeca. Kinji îi spune că e în regulă și că nu trebuie să-și facă griji. Apoi tânărul îi propune lui Wanibi să facă echipă pentru a distruge compania la care erau angajați, având în vedere că au încercat să ascundă sub preș faptul că i-au abandonat în adâncul minei. Apoi tânărul îi mai dezvăluie că și-a creat o armată de furnici împreună cu Rim, numind-o Black Company. Din nefericire, are loc un alt regres pentru Kinji și Wanibi, care sunt trimiși într-o bază de antrenament, unde li se aplică corecții disciplinare. Singurul scop al bazei de antrenament este să-i transforme în zombie, gata să ofere totul pentru succesul companiei. Încet, dar sigur, toată lumea începe să-și accepte soarta și se dezvăluie că sunt influențați de magia neagră care spală pe creier treptat. Când sunt formați după placul companiei, sunt trimiși înapoi în mină. La întoarcere, Kinji iese din starea de hipnoză și se asigură că și Wanibi își recapătă simțurile. Se pare că datorită ideii lui Kinji, amândoi au consumat niște ierburi care i-au împiedicat să cadă pradă influenței din baza de antrenament. De asemenea, aceștia au pus ierburile și în mâncarea angajaților, făcându-i să nebunească și au aruncat în aer întreaga clădire în care se realiza spălarea pe creier după ce Kinji și Wanibi au plecat. Când se întorc, cei doi o cunosc pe Shia, care aparent venise a doua oară. A fost numită șefa lor, dar ea își controlează cu greu forța deoarece l-a trântit pe Wanibi la pământ în timp ce făceau cunoștință. Auzind că Kinji nu este dedicat companiei, aceasta îl duce pe tânăr în mină ca să vadă cât de puternic este pentru a putea mai apoi să-l corecteze. Un monstru uriaș își face apariția și Kinji dă înapoi deoarece nu putea lupta cu el. În timp ce Shia învinge cu ușurință monstrul, Kinji este abordat de o furnică și observă faptul că Kinji protejează furnica în fața ei și este convinsă că și tânărul e un monstru. Neavând nicio șansă în fața ei, Kinji o cheamă pe Rim și o atacă pe Rim, dar nu-i poate face niciun rău. Apoi Rim decide să o ia pe Shia în serios și se transformă într-o versiune mai matură și puternică, astfel Rim e mai puternică decât Shia. Apoi Kinji plănuiește următoarea mișcare împreună cu Rim și regina furnică, în timp ce Shia este legată în spatele lor și strigă că ei încalcă politicile companiei. Ca să-și păstreze tăcerea, aceștia îi fac o poză împreună cu monștri din mină, folosind poza aia ca material compromițător care poate ruina reputația dacă este publicată. Kinji îi urează bun venit în Black Company, fiind forțat acum să lucreze pentru ei. Într-o seară, Kinji este presat de rechinul singuratic să îi înapoieze aurul împrumutat de la el, cu tot cu dobândă și fixează un ultim termen limită. Altfel îi va lua viața. În mină, Shia învață pe Kinji și Wanibi cum să se lupte cu monștri, dar Kinji se supăra din cauza necazului cu datoria. Ca să fie motivat pentru astfel de activități, dar și ca să ia bogățile de la monștri, se gândește la o soluție. Compania care deține mina se pregătește de momentul în care demonitul și monștri se refac în totalitate în mină. Planul lui Kinji este să creeze o formă de monștri unde îi poate domestici și obține bogății de la ei, fără să-i ucidă sau să se lupte cu ei. Deoarece monștrii își regenerează secțiunile pierdute în timp, ideea devine așa profitabilă încât îi permite să-și plătească întreaga datorie către rechin și ea se simte neliniștită știind cum echipa face bani având în vedere că nu așa a fost învățată să procedeze. În timp ce protestau, un cutremur masiv zguduie mina, iar podeaua s-a surpat și ea căzând în abis. Kinji încearcă să o salveze, dar cade și el, fondatorul companiei. Belza explică ce se va întâmpla când Majin va apărea și caută oameni cu aură magică care să fie devorați de monștri. Apoi se dezvăluie că ea a trimis-o pe Shia drept hrană pentru Majin ca să se calmeze cât timp mănâncă. Kinji și Shia ajung mai adânc în mină, iar ea îi mulțumește tânărului pentru efort, deși nu a putut să o tragă înapoi. Acolo Majin apare și o atacă pe Shia, care este copleșită de puterea creaturii și o rănește cu atacul său puternic. Shia are un obiect care permite unei singure persoane să se teleporteze în afara minii în cazul unei urgențe, dar ei sunt doi. Shia vrea să folosească obiectul pentru Kinji, fiind determinată să rămână acolo ca să-și îndeplinească datoria. Kinji refuză și ia obiectul din mâna lui Shia, apoi aruncă spre monstru, ceea ce îl face să se teleporteze în afara minei, spre surprinderea oamenilor de la suprafață. Shia nu poate crede ce a făcut tânărul, dar el nu este deranjat de asta, spunând că oricum monstrul era concentrat pe ea și într-un final creatorul o va regăsi. Asta înseamnă că au câștigat niște timp ca să se pregătească. Kinji folosește monștrii crescuți ca să creeze capcane pentru monstru, îngrijorat fiind de faptul că Rim este de negăsit. Planul lui Kinji funcționează, folosind-o pe Shia drept momeală ca să conducă creatura de la capcană la alta, slăbindu-l puțin câte puțin. Într-un final, Shia se oferă drept pradă ca să-l poată opri.